Mi se pare că astăzi deja s-a acordat foarte mult timp acestui subiect, deja cumva devine așa plictisitor, parcă în ceea ce privește discuțiile acestea dintre Dedeș și Delia. Este clar că pentru el totul are o dublă măsură, vede lucrurile doar din perspectiva lui, este egoist, egocentrist și totul se raportează la ceea ce își dorește el și cum își dorește el să fie femeia de lângă el, cum își imaginează el viitorul. Și totul așa, în mintea lui are deja un deja vu cumva, adică este totul conturat, tot viitorul din punctul lui de vedere și caută acel ceva care, așa cum a și spus el, la un moment dat nu prea există. Acea femeie care să fie exact precum își dorește el din toate punctele de vedere și să fie cumva manipulabilă, controlabilă din toate punctele de vedere. Cred că deja doamna Simona i-a explicat de atât de multe ori aceste lucruri sub diverse forme, atât astăzi cât și zilele trecute, încât subiectul deja devine un pic cam mult, cam plictisitor. Din punctul meu de vedere, ar trebui, dacă își dorește acest lucru, să găsească într-adevăr acel echilibru despre care a spus și Dedeș și să găsească o cale de mijloc dacă își dorește sau nu să aibă o relație într-adevăr în această emisiune sau dacă nu, pur și simplu, să o lase baltă.